fața domnului. Avem nevoie de harul lui Isus Hristos, avem nevoie de prezența lui, avem nevoie de cuvântul lui. Mă rog Domnului, să le avem pe toate în dimineața asta. Tema, titlul din dimineața aceasta are o întrebare pentru dumneavoastră ciudată, stranie, dar are nevoie de un răspuns. Auziți când ai ucis ultima dată? Uh, când? Sigur că da, toți spunem aici, noi nu facem asta, caută întrebarea asta aici. Da? Suntem într-o într într zonă, într-un ciclu în care uh, mi-am propus să mă ocup eu, pentru mine, în primul rând, și pe urmă pentru noi, să înțeleg modul în care a început Domnul Isus Hristos să lucreze pentru oameni. Și mă refer la lucrarea sa pământească. Și am descoperit că prima predică pe care a ținut-o a fost predica de pe munte, Matei, capitolul 5, și am zis, Doamne, deci, dacă ai fi astăzi aici între noi și ai începe lucrarea cu noi, cu ce probleme ai începe? Cu care din problemele noastre ai începe? Și într-adevăr am zis, haideți să mai începem o dată. Să începem cu problemele cu care ar începe Domnul Isus Hristos dacă ar mai începe o dată lucrarea între noi. În întâlnirea noastră trecută am vorbit despre recuperarea omului prima dată și apoi despre recuperarea cuvântului. Și am spus că cuvântul trebuie să fie recuperat între noi. Vă aduceți aminte cu ce idee am concluzionat? Asta este. Recuperarea cuvântului înseamnă da al vostru să fie da și nu să fie nu. Și dacă am învățat lecția asta, este unul dintre primele elemente de recuperare, unor valori care trebuie să fie recuperate în lumea asta și nu pot să fie recuperate în lume decât dacă sunt recuperate în biserică prima dată. Da? Acum continuăm pe linia asta. Am observat că Domnul Isus Hristos are mai mult de a spune în legătură cu noi și cu cuvintele noastre. Și vă invit să deschideți cu mine cuvântul în Matei, capitolul 5. Versetele 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun. că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedapsa judecății. Oricine va zice fratele său prostule va cădea sub pedapsa soborului. Oricine va zice nebunule va avea probleme cu ghiena. De asta mi-am pus problema asta. Când am ucis ultima dată? E de mare finețe gândul ăsta. Dar, în același timp, de mare importanță pentru noi. Nici nu m-am gândit că am ucis, corect? Nici nu m-am gândit. Păi de ce? Că Domnul Iisus Hristos spune, gândește-te. Și acum, haideți să punem întrebarea încă o dată. Când Valentin și când tu ai ucis ultima dată? Dacă lucrurile sunt așa de grave, nu credeți că ar trebui să ne lăsăm de asta? Ar trebui să ne lăsăm. În dimineața aceasta aș dori să ofer motive că trebuie să ne lăsăm. Ar trebui să vedem cât de bine ar fi dacă ne-am lăsat ce altă realitate al vin nostru și ce se întâmplă, din ce cauză nu ne lăsăm. Cam asta este subiectul din dimineața asta. Ca în final să ne uităm la Domnul Isus Hristos și să vedem modelul Lui. Haideți să începem. Aparent, fără nicio legătură, vă invit la un lucru foarte profund. Zaharia, capitolul 3 primele texte pe care aș vrea să le studiem astăzi. Zaharia, capitolul 3. Da? Versetul 1 îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului. Cine este îngerul Domnului? Domnul Isus Hristos. Din tot Vechiul Testament ajungem la concluzia asta. Îngerul Domnului este Isus Hristos. Deci, marele preot Iosua stătea față față cu cine? Cu Domnul Isus Hristos. Și pe satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Deci este un trio. Iosua, Domnul Iisus Hristos și undeva lângă ei satana care ce face? Îi încurcă. Îi încurcă. În continuu, pârăște, acuză. Întrebarea mea este ce încurcă satan? Ce vrea să încurce? se luptă cu tot din adinsul să nu se întâmple ceva. Ce să nu se întâmple? Asta vă rog să urmăriți dumneavoastră mai departe în ceea ce urmează. Și urmăriți dialogul. Versetul 2. Satan, domnul a zis lui Satan. Domnul să te mustre Satan, o domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este Iliosua un tăciune scos din foc. Dialog între Domnul Iisus Hristos și cel ce încurcă. Dar, repet, întrebarea rămâne. Ce dorea să încurce? Ce dorea să împiedice? Uite ce dorea să împiedice. Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea înaintea îngerului. Și îngerul, luând cuvântul, a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Ce dorea să împiedice? Schimbarea hainelor. Ce presupune, ce simbolizează schimbarea hainelor? Îndreptățirea. Îndreptățirea prin credință sau primirea neprihănirii lui Isus Hristos. Și spune, deci Domnul Isus Hristos era acolo, dorea să-l schimbe pe Iosua de hainele murdare. Vreau să vă întreb, era murdar sau nu era murdar? Era sau nu? Era o realitate. Era. Bun, el era murdar. Domnul Isus Hristos era acolo pentru ca să-l schimbe. Satan face tot ceea ce poate să împiedice schimbul. Cum cum face satan ca să împiedice schimbul? Părăște ce? Vreau să vă întreb. Lucruri reale sau lucruri ideale? Reale. El are notate toate păcatele care erau puse asupra lui Iosua și îi murdăreau hainele. Toate. Avea listă. Și spune, n-ai voie să-l schimbi. Păi de ce? Păi a făcut asta. N-ai voie să-l schimbi. Păi a făcut asta la altă. A făcut... Și el citește lista și insistă și așa mai departe. Acuză? Acuză. Ce face Domnul Iisus Hristos? Îi spune, Domnul să te stresa, Satan, el care a ales Ierusalimul, nu este Iosua un tăciune scos din foc? Și a zis, dezbrăcați-l, apoi a zis lui Iosua, îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac în haine de sărbătoare. Cum să îndepărtez, Doamne, nelegiuirea de la mine? Da, o îndepărtez, prin puterea mea, și satan este acolo și spune, dar nu poți să faci lucrul ăsta, nu poți să... Acuzator. Pe ce bază? 1, 2, 3, 4, 5, lista e mare. Între timp, ca să completez, Iosua nu poate să stea deoparte și spune, da, puneți-i și mitra pe cap. Nu, zice aici, eu am zis. Și când zice eu am zis, e Zaharia. Uh, și i-au pus o mitră curată, l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Angelul stătea acolo. Știți că mitra avea în el simbolul regal, acea tablă de aur care se numește cunună împărătească, pe care o purta marele preot și pe care scria Sfințit sau Sfințenie Domnului. Da. Și l pe Iosua îmbrăcat din cap până în picioare în neprihănirea care nu era a lui, era a Domnului Iisus Hristos, sub ochii cui? Sub ochii acuzatorului. Acuzatorul se uită și vede cu ochii lui cum Iosua este schimbat. Puh. Ce tragedie pentru Satan! Acuzatorul care pierde! Ce bucurie pentru Iosua care este marele preot și care este responsabilul sau eu știu, întregului popor. Poporul lui Dumnezeu este în sfârșit îmbrăcat în neprihănirea lui Isus Hristos. Vă rog să observați, aceeași situație, aceeași atitudine se întâmplă mai târziu, așa, doar pentru ca să ne amintim, în Iuda, Iuda, versetele, versetul 9. Arhanghelul Mihail, cine e Arhanghelul Mihail? Îngerul Domnului, același. Când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, wow, observați, din nou o scenă, Domnul Iisus Hristos la mormântul lui Moise, Gata să-l învie pe Moise și Satana acolo împotrivindu-se. În prima ipostază s-a împotrivit ca neprihănirea Domnului Isus Hristos să fie dată lui Iosua, acum se împotrivește pentru ca trupul lui Moise să fie înviat. Pe ce motiv? A păcătuit. Cum poți să învii un om care a păcătuit? Aceeași, aceeași temă, aceeași realitate. Cu ce cuvinte a răspuns Domnul Isus Hristos? Cu aceleași. Cu aceleași cuvinte pe care le spune Zaharia. De, de asta am vrut să faceți legătura asta între Vechiul Testament și Noul Testament, pentru a vedea că tema asta nu este singulară în Vechiul Testament, ci este o temă permanentă. Satana se e acolo, se zbate, vrea să, vrea să facă orice posibil ca să oprească din. Dreptul fiecărui iubit al lui Isus Hristos, neprihănirea. El vrea ca să rămână mai departe murdari, vrea să rămână mai departe acuzați, vrea să rămână mai departe supăcate. Nu vrea ca vreunul dintre dumneavoastră și eu să primim haina neprihănirii Domnului Isus Hristos sub nicio formă. Înțelegeți? Este, este tema luptei lui. Este cel mai depreț lucru pe care el îl are, el, marele vrăjmaș. Sunteți de acord cu mine? Am nevoie să știu dacă sunteți de acord pentru că ce urmează e important. Bun. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui, mine, lui Dumnezeu cu mine acum în Apocalips 12. Și să vedeți o altă scenă care completează prima scenă. 12 cu 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, Acum a venit mântuirea, puterea, împărăția Dumnezeului nostru, stăpânirea Hristosului. Din ce cauză? Pentru că pârâșul fraților lui Isus Hristos, care îi păra zi și noapte, a fost aruncat jos. Acum, vă rog să vă aduceți aminte de prima scenă. În prima scenă, judecata din Zaharia, era marele preot Iosua, față în față cu Domnul Isus Hristos era, față în față cu el era cine? Domnul Isus Hristos și în dreapta era Satana. Vă rog să observați ce s-a întâmplat în Apocalips 12. Ce s-a întâmplat cu Satan? A dispărut. Satan a fost aruncat jos. Cine a rămas? Domnul Isus Hristos cu cine? Cu Iosua. Cu marele preot. Acuzatorul a dispărut. Datorită cărui lucru? Datorită cărui lucru a dispărut Satan din din scena aceasta. Datorită crucii Domnului Isus Hristos, mulțumesc. La crucea Domnului Isus Hristos, marele vrăjmaș a fost aruncat din ceruri. L-am văzut pe Satan căzând ca un fulger. Vă dați seama, după crucea Domnului Isus Hristos, noi stăm față în față cu Domnul Isus Hristos, fără un acuzator. Vă dați seama ce ocazie, ce lucru extraordinar. Nu ne mai acuză nimeni. Eu nu vreau să spun că Satan nu mai bolborosește. Satan bolborosește, are lista încă. Nu, nu are ce să facă, pentru că el este primul acuzat. Și pentru faptul că este primul acuzat, toate acuzațiile lui sunt neutralizate de propria lui acuzare liberi. Vă dați seama ce ușor, ce frumos se schimbă astăzi Domnul Isus Hristos caracterele noastre, ce ușor ne dă haina Lui. Nu mai e nimeni să ne încurce. Ne o dă cu drag. Zice că ne cheamă la nuntă și când ne cheamă la nuntă, înainte de a intra în sala de o ne dă fiecăruia o haină albă. Nu așa era la nunta aceea frumoasă a Fiului de împărat, în pilda aceea. Ne dă la fiecare, la fiecare o haină. Albă, curată. Cine te împiedică să o iei, frate? Că poate până la cruce ai mai dat vina. Să vezi că amăgitorul, că acuzatorul, că satana. Dar acum, cine te împiedică să o iei? Ia-o! Și la nuntă zice că Împăratul a venit să-și cerceteze oaspeții și a găsit unul care nu luase haina. Și l-a întrebat, de ce n-ai luat? Și omul acela, mă, fraților, nici măcar n-a mai avut pe cine da vina. N-a mai avut pe cine da vina. Se zice că avem nevoie de trei sau patru lucruri în viață ca să supraviețuim. Aer, apă, mâncare și un om pe care să dăm vina. n am mai avut nici măcar, pe, nici măcar pe cine să dăm vina, să dea vina. Și atunci, dacă n-ai pe cine să dai vina, de ce n-ai luat? Vreau să vă întreb un lucru aici. Mai are satan șanse să acuze sau nu? În condiții de după cruce mai are totuși șanse satan să acuze pe un om care vrea să primească neprihănirea lui Iisus Hristos? Mai poate el să interfere în procesul, să interfereze în procesul acesta în care Domnul Iisus Hristos dă haina lui? Mai poate? Așa ar trebui să nu mai poată. Din nefericire, el poate prin, e la mod astăzi, războiul proxy. Asta înseamnă prin alții. Și se numește, el a predat ștafeta de acuzator, a predat-o altora. Știți cine sunt cei ce au preluat ștafeta? Se numesc clevetitori sau bârfitori. Satan le-a dat ștafeta lor și ei au preluat-o și nu e nicio problemă. Aceeași lucrare se facem. Uitați-vă în dicționar ce înseamnă a cleveti și veți vedea că înseamnă a bârfi, a calomnia, a vorbi de rău. Am nevoie de dicționar aici pentru că în Biblia noastră se folosește termenul acesta slavon care astăzi nu se mai, nu, nu se mai folosește și avem impresia că a cleveti înseamnă doar o vorbire așa goală, fără sens, dar nu include bârfa, calomnia, vorbirea de rău. Vreți să vedeți și traducerea biblică? Uitați să vedeți cum, cum înțelege Biblia calomnia, iertați-mă clevetirea, în psalmul 15. Psalmul 15 zice așa. Versetul 3. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproape lui său. În gândirea ebraică se repetă, în general, rep repetarea este forma poetică a lor. Aici nu avem de a face decât cu o repetare în alți termeni, astfel încât psalmistul explică ce-i clevetirea. Și el spune așa, cel ce clevetește. Deci cel ce nu clevetește nu face rău. Dar cel ce clevetește ce face? Face rău. Deci odată face rău și aruncă o cară asupra aproape lui său. Satan asta a făcut. A aruncat o cară. La cruce, o cară a fost ridicată. Satan n-a mai putut să facă lucrul acesta. Ca urmare, repet, folosește metoda proxy. Cu alte cuvinte, dă ștafeta mai departe și spune, eu nu mai pot. Vrei să faci tu? Vrei să faci tu în locul meu? Ia făcut un locul meu. Și este jale când o facem bine. Este teribil când o facem bine. În psalmul 101 cu 5. David. Ca să și știm cine spune lucrul ăsta. Zice, pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, ce voi face cu el? Poftim? Îl voi nimici. Este soarta identică cu avrăjmașului sau cu satan. Și satan va fi nimicit și cel ce clevetește va fi nimicit. Și vă rog să observați aspectul clevetirii acesteia în ascuns. Nu se face public, că ar fi altceva, dar în ascuns, la telefon, nu mă aude decât cu tare, în ascuns, când mă întâlnesc și așa mai departe, în, în, într-o într zonă, așa în care mi se pare că chiar nu fac mare lucru. Chiar nu fac mare lucru. Uitând. Că de fapt am preluat stafeta. Clevetirea este convenabilă. Întrebarea mea este de ce ne place așa de mult? Deci, când Satan, dacă Satan ar veni să ne propună târgul ăsta direct, probabil că am zice nu. Dar nu o face direct și are succes datorită faptului că ne place. Întrebarea este de ce ne place clevetirea așa de mult? Proverbe 26 cu 22 ne spune cât de mult ne place clevetirea. Ia auziți. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște, ziceți, ca niște prăjituri la fiecare masă. Puteți să terminați masa fără o prăjitură? Nu pică bine. Trebuie o prăjitură. Zice, alunecă până unde? Până asta, adică, fraților, e zahăr, e sugar. Oh. De ce ne place lucrul ăsta? În primul rând. Pentru că mută atenția de la noi la alții. Am mai spus eu treaba asta, dar merită repetată până când o înțelege. Se zice că familiile în general sunt salvate prin bârfă. Știați treaba asta? Că de acolo o învățăm. Adică mă cert cu soția, soția se ceartă cu mine până când la un moment dat ne aducem aminte că altul are greutăți mai mari ca ale noastre. Că are probleme mai mari ca ale noastre. Și începem să vorbim despre problemele lui. Și când vorbim despre problemele lui, nu mai. N-are rost să ne mai certăm, nu ne mai gândim la ale noastre. Și ne-a salvat. Ne-a salvat cearta. Gata. Și urmează o oră de. Mulțumesc! Te descarci. Nu mai ești atent la tine, ești atent la celălalt. Și îți place. Asta este durerea. Îți place care hainele, cum? Murdare. Îți place care hainele murdare. Și dacă ai putea, aproape că l-ai face și mai murdar. Că Dacă e mai murdar el, prin contrast, tu devii mai. Mai curat? Nu știu. Dar avem reflexul ăsta. Gândiți-vă la lucrul ăsta așa ca să ne judecăm. În Isaia 57 cu 20 spune că cei răi sunt ca marea înfuriată. Ei nu pot să stea liniștiți și că datorită faptului că sunt înfuriați, aruncă afară două lucruri. Vă aduceți aminte? Noroi și mâl. Din prisosul inimii vorbește gura. Frații mei, dacă ar trebui să înțeleg de ce vorbirea e așa, e așa problematică, aș răspunde datorită faptului că Vorbirea arată ce nu vrem să se vadă, ce-i înăuntru. E limpede. Arată ce-i înăuntru. De fiecare dată când vorbești despre altul, să te gândești la ce-i înăuntru. Frustrări, rău, lipsă de dragoste, orice element de vorbire de rău arată cât de ne sunt să iubesc. Îmi vorbește de fapt de frustrările mele. Că sunt un om frustrat, că de-aia vorbesc despre altul. În Iacob, capitolul 3, haideți să mai citim ceva. Apropo, înainte să citesc, așa să vă întreb, nu e așa că oamenii care vorbesc de rău în general sunt deștepți? Sunt înțelepți? Nu așa? Nu, 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 nu. Păi, trebuie oarecare disteritate ca să desparți firul în patru, să afli ce e rău și să demonstrezi. Au calitatea asta a demonstrării. nu așa? Sunt inteligenți. Mulțumesc. Haideți să mergem în Iacov, capitolul 3. 14 și 15. Dacă aveți în inima voastră pismă amară, duh de ceartă, vă rog frumos să nu vă laudați. <laughs> Observați că după ce ai și pismă amară și duh de ceartă, te mai și lauzi, că ai chef. Din ce cauză te lauzi, că ai chef? Pentru că, evident, îți arăți disteritatea ta, înțelepciunea ta. De a rezolva, în ghilimele, lucruri, de a incrimina pe alții, înțelepciunea ta de. Uh, cum se numește acuzatorul? Procuror. Versetul 15. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, diavolească. Fraților, e proxy. Nici nu știi până la urmă cu ce înțelepciune lucrezi. Nici nu știi cu cine faci treabă. Faci treabă cu înțelepciunea lui, faci treabă cu el. E diavolesc. Aș vrea ca începând din momentul ăsta să ne fie frică în momentul în care începem să vorbim despre altul rău. Că este, ziceți, Drăcesc. Nu greșit. Drăcesc. E proxy. Ți-a dat ștafeta și tu o folosești la maxim. Între timp, Domnul Isus Hristos poate că vrea să-l curățe, poate că vrea să-l albească, poate că vrea să-l îmbrace în haina neprihănirii lui și în timp ce vrea să-l îmbrace în haina neprihănirii lui, tu ce faci? Face exact ceea ce a făcut el. Păi nu știi, păi făcut asta, a făcut asta, a făcut asta și vorbește o oră. În timp ce Domnul Iisus Hristos vrea să-L îmbrace, cât durează îmbrăcarea, la tine durează vorbirea. De ce? Haideți să înțelegem că suntem plasați, poziționați rău de tot. Și nenorocirea este că mai vrem să spunem, uneori, vorbesc despre, încă o dată, despre mine, despre tine, despre cine, vrem să spunem că suntem și de partea lui Dumnezeu. Și acum, punctul 2, că am ajuns la întrebarea de ce ne convine, pentru că găsim, frații mei, motive biblice să facem treaba asta. Deci? De pildă, e nevoie de curățire a taberei de. Povdim? De păcat. E nevoie ca tabăra să fie curățită de păcat. Păcatul să fie scos afară. Cum îl scoatem afară? Poftiți? Îl popularizăm. Îl mediatizăm. Îl arătăm la toată lumea. Ne punem rufele pe gard ca să le vadă și vecinii. Generalizăm. Suntem păcătoși. Nu cumva să spună unul că e mai bun. Nu cumva să spună unul care are haină albă. Nu, nu. Toți suntem păcătoși. Toți suntem păcătoși. Toți suntem nenorociți. Toți... Păi, da, de unde știi? Dacă toți suntem îndreptățiți. Dacă toți suntem neprihăniți. Dacă ai putea să spui sfinții din Lomalinda. Sfinții din România. Sfinții de peste tot. Ai putea să spui treaba asta. De ce spui? Toți sunt păcătoși. Pă, nu. hai să spune sfinți. Ca așa zice Pavel. De ce generalizăm? Cu ce drept? Se face trimitere la Acan, cazul respectiv. Acan, datorită păcatului lui, poporul lui Dumnezeu a dat înapoi și a pierdut lupta. Unde? La? La cetatea ai. De câte ori? De trei ori? E grav să fie păcatul în tabără. Este. Pe păi și cei de făcut. Scoate-l la lumină. Din ce cauză? Să fie pedepsit. Să fie aruncat. E bine? Așa trebuie? Așa trebuie. Nu? Așa trebuie? manualul de lucru al lui Dumnezeu în privința asta. Manualul de lucru. Fraților, vreau să vă spun că nu i bine. Vreau să vă spun că Hristos spune altceva. Manual de lucru, Matei 18. Știți ce îmi place mie de la versetul 15 spune așa, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, știți mai departe, da? Ce titlu, vă rog frumos, nu deschide Scriptura încă, ce titlu ați spune dumneavoastră la capitolul ăsta? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Și așa mai departe. Dacă nu, ascultă de tine, mai ia cu tine un altul, ca să fie pe baza a doi sau trei martori. Dacă nu, spune-l biserici. Ce titlu ați spune acestui capitol? Poftiți? Ce titlu are? Păi dar nu are... Degeaba îmi spuneți. Are de a face ceva cu iubirea? Ce titlu i-a spune? Ia spune îndepărtarea păcatului din tabără. Ia spune judecarea păcatului și la păcă... spune? Cred că, din punct de vedere al subiectului, analizei pe text, ăsta ar trebui să fie pus. Uitați-vă la titlu. Acum. Ce titlu e? Iertarea greșelilor. Pau! Păi cum, Doamne, știu că a păcătuit împotriva mea? Și toată această lucrare să aibă ca scop iertarea? manualul de lucru al lui Dumnezeu în biserică privește și are ca scop iertarea. Adică, dute dacă cineva are împotriva ta, du-te și stai de vorbă cu el, între tine și el. Pentru ce? Poftiți? Ca să ajungi la iertare și dacă l-ai iertat și te-ai iertat, ce s-a întâmplat cu păcatul? Poftiți? S-a îndepărtat păcatul datorită faptului că iertarea este singura posibilitate de îndepărtare a păcatului. Expunerea lui nu e îndepărtarea păcatului, dragii mei, este generalizarea păcatului, așezarea lui pe gard, să-l știe toată lumea, să se complacă toată lumea, să bârfească toată lumea, să zică toată lumea, ei și ei sunt, vai de capul lor, dacă și ei sunt, de capul lor, vai de capul lor, și eu îmi permit să fiu, și eu, vai de capul meu, nu e nicio problemă. Asta este ceea ce se obține prin uh, să descoperim păcatul. Păcatul nu trebuie descoperit. Păcatul trebuie nimicit. Cum îl nimicim? Prin iertare, părăsire, schimbare, primirea nebrihanirii Lui Iisus Hristos. Cum se face asta? Și... Manualul de lucru al Bisericii. Du-te și vorbește cu el. Vine la mine X. Știi ce a făcut Y? Păi să vă spun. Simplu. Ai vorbit cu el? n ce căuta la mine dacă n-ai vorbit cu el. Te rog eu frumos, fă așa. Dacă n-ai vorbit cu el, n-ai ce căuta la mine. Du-te cu el. Vorbește cu el. Și vorbește cu el ca să... Poftiți? O, Doamne, să-l ierți și să te ierte. Da, să te duci. Păi m-am dus, m-am dus, eu am vorbit cu el și nu m-a iertat. Ce face? Mai ia cu tine pe cineva. Un martor. Rugați-vă doi. Mijlociți doi. Dar da, nici așa nu m-a ascultat. Spune-l bisericii. De ce? De ce să-l spun bisericii? Să-l fac de râs? Să arăt care e pă... De asta să-l spun bisericii? Nu, zice acolo. Și dacă nu va asculta nici de biserică, abia atunci. Deci, spune-l bisericii că poate va asculta de biserică. Cu alte cuvinte, spune-l bisericii să-l roage toată biserica, să se roage toată biserica pentru... Spune-l bisericii! Pentru ce? Ca să nu-l pierzi. Nu ca să-l pierzi. Mă întorc, la, mă întorc la clevetire, Dragii mei, toate motivele pentru care noi am considerat bârfa sau clevetirea ca fiind justificate, toate motivele nu stau, nu facem bine la nimeni și vreau să vă spun, nu vă faceți bine nici dumneavoastră. Că primii care la un moment dat se schimbă, primii care se otrăvesc sunt cine? Clevetit, clevetitorul se otrăvește pe sine însuși. Te otrăvești tu? Până când vrei să fii o travă pentru alții? Până când vrei să preiei mandatul de la marele acuzator și să-i faci jocul lui? Până când? Până când vrei să fii un proxy? Până când vrei să te împotrivești ca Dumnezeu să-i schimbe frații, să-l îmbrace în haine albe, să-l mântuiască? Până când te vei împotrivi prin faptul că vorbești despre păcatele lui. Vorbește, te rog, despre neprihănirea lui. Vorbește despre neprihănirea lui Isus Hristos. Știți că dragostea acoperă păcatele? În proverbe 10 cu 12 se spune acoperă toate păcatele, toate greșelile. Iar Petru preia ideea din proverbe în 1 Petru 4 cu 8 și zice Acopere o sumedenie de păcate. Vreau să vă întreb, le acopere în sensul că le perie? În ce sens le acoperă? Mulțumesc. Le iartă și le. le distruge. Distrugeți păcatul, nu-l vindeți, nu-l vehiculați. Distrugeți. -l. Opriți. Opriți bârfa, opriți clevetirea opriți ca păcatul să circule, opriți, dați drumul neprihănirii, să circule neprihănirea. Voi încheia rugându-vă să citiți cu mine din Corinteni. Capitolul 13, 1 Corinteni 13. De la versetul 4. Fiți atenți câte păcate ucide dragostea. Fiți atenți câte păcate distruge dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Nu pismuiește. Unul un păcat distrus de dragoste, pisma. Dragostea nu se laudă. Al doilea păcat distrus de dragoste, nu se laudă. Al treilea, nu se umflă de mândrie. Al patrulea, ziceți, nu se poartă necuvincios. Al cincelea, nu caută folosul său. Al șaselea, nu se mânie până și mânia este distrusă de dragoste. Apoi, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire. Scoate clevetirea și bârfa din rădăcini. Nu te bucura de treaba asta. Dragostea rezolvă problema clevetirii. Și se bucură de adevăr. Acoperă totul nu pentru că tăinuiește și ține cu păcătosul sau cu hoțul, nu, ci pentru că distruge, interzice, aruncă toate păcatele și îmbracă pe omul neprihănire. Acoperă totul, ca neprihănirea lui Iisus Hristos. Acoperă totul. Crede totul, ca Iisus Hristos. Păi spui Domnului Iisus Hristos, Doamne, iartă-mă că vreau să-mi schimb viața și Domnul Iisus Hristos e naiv, așa e? E naiv? Și atunci de ce te crede? Din ce, din ce, din ce cauză te crede? Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Frații mei, Cât dați ca să cumpărați astea? Ziceți, cât dați? Cât plătiți ca să cumpărați așa ceva? Rămâne să hotărâți dumneavoastră prețul, dar vreau să vă spun eu un preț de dat. Nu va fi ușor să-ți muști limba. Pentru că din inimă ies vorbele noastre. Și va trebui să-ți muști nu limba, ci inima. E un preț de dat. Vreți să-l plătiți? Vreți să-l plătiți? Oricât ar costa? Oricât ar costa, nu voi mai bârfi, nu voi mai calomnia, nu voi mai vorbi de rău. Oricât ar costa. Amin?